La primele ore ale dimineții, ofițerii Centrului Național Anticorupție au descins la primăria Codru. Perchezițiile au fost desfășurate după ce suspecții au fost filați o perioadă de către autorități. Aceștia sunt bănuiți că ar fi acționat în complicitate și ar fi fost implicați în perfectarea de acte permisive pentru diferite construcții din capitală, pentru favorizarea intereselor unor companii și pentru mituirea unor funcționari ai primăriei orașului Codru. Reprezentanții CNA mai afirmă că schema ar fi fost coordonată de către un consilier local. El s-ar fi luat angajamentul de a influența factorul de decizie ai primăriei, responsabil de perfectarea autorizațiilor de construcție, planurilor de urbanism și altor acte permisive. Acesta ar fi acționat în interesul mai multor companii și persoane fizice, iar în schimbul unor sume de bani ar fi reușit să influențeze pozitiv deciziile funcționarilor. În rezultat, companiile favorizate ar fi primit actele necesare pentru construcția unor clădiri multietajate în zone rezidențiale din Chișinău. În total au fost efectuate 35 de percheziții în birourile de serviciu, la domiciliile, dar și în automobilele suspecților. Mai exact, au fost verificați primarul, arhitectul șef, inginerul cadastral din cadrul primăriei Codru, la fel oameni de afaceri, dar și beneficiarii schemei ilegale. În urma descinderilor au fost ridicate probe relevante a anchetei. Totodată au fost încătușați doi consilieri, arhitectul șef, secretarul Consiliului, șefii ai două companii de construcție și o persoană fizică. Toate cele 7 persoane sunt cercetate penal pentru trafic de influență.